toți suntem ridicați în picioare, aș vrea să citim trei versete din 1 Corinteni 11, de la versetul 23 până la versetul 26, care spune așa: căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni. Amin. Ocupați locurile. Este o seară de sărbătoare, o seară de închinare și așa vreau să rămână. Vreau să îl sărbătorim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să-L lăudăm pe El, așa cum a spus și Teo, a Lui să fie toată slava, toată cinstea și toată lauda. Citind aceste versete, nu urmează să trecem la serviciu de cină, propriu zis. Gândul meu este că, așa cum a spus Apostolul Pavel, să facem lucrul acesta spre pomenirea Domnului. Și în seara aceasta chiar avem aici trupul și sângele Domnului și vom face lucrul acesta spre pomenirea Lui. Dar când e vorba de lucrul acesta, este vorba de aducerea aminte. Și în seara aceasta vreau să vă aduceți aminte. Dacă noi uităm și nu ne aducem aminte, suntem călători prin această lume pasivi. Și nu aș dori să devenim niște creștini pasivi. De faptul că am uitat, faptul că ce vreau să vă spun de fapt? Am uitat? Amin, amin. Erau doi bătrâni și în bătrâneța lor, în neputința lor, uitau lucrurile. Și a zis: măi, femeie, trebuie să facem ceva. Și au zis că să meargă la doctor. Și doctorul, când au ajuns acolo, îi motiva. Știți că acum, astăzi există mai nou, și pe YouTube, oameni motivaționali, te motivează pentru căsnicie, pentru a merge la servici, pentru a te spăla pe față, pentru a-ți face mâncare mai sănătoasă. Pe mine m-a motivat mama în 10 minute. Era omul motivațional din familia noastră, ne motiva în 10 minute pe toți, știți cum? Ne aducem aminte tot ce aveam de făcut. Ăștia sunt oameni motivaționali. Când vine mama sau tata, îți aduce aminte imediat ce ai de făcut. Bun. Și acum bătrânii pleacă de la doctor foarte motivați, foarte ajutați. Și era bătrânul acum într-o dimineață, săpa în grădină, vine vecinul lui, un tânăr de vreo 30 de ani, care și el avea început să aibă probleme cu uitat, nu mai ținea minte, și ce: vecine, am auzit că ați fost la un doctor și că v-a ajutat foarte mult. Da, 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 da. Și cum a fost? Un succes real. Și cum îl cheamă pe doctor? Ca să merg și eu acolo. Stă bătrânul, stă, se uită în jurul lui și zice: știi cum se cheamă floarea asta de aici? Asta de aici. La care tânărul îi spune: Narcisă.
La care bătrânul: Narciso, vino să-i spui la vecinul nostru cum îl cheamă pe doctor. Bineînțeles, a fost o glumă. Noi suntem în seara aceasta aici să ne aducem aminte de bunătatea, îndurarea și harul Domnului, care este peste noi, zi de zi, clipă de clipă, ceas de ceas, că dacă n-ar fi bunătatea Lui și îndurarea Lui, am fi niște nenorociți. Vreau ca în seara aceasta să-L celebrăm pe El, să-L sărbătorim pe El, să-I dăm toată cinstea Lui ca Rege al Regilor, ca Domn al Domnilor. Și după cum ați văzut, Domnul Iisus, știți ce a făcut înainte de Paște? A făcut un lucru cu totul nou. I-a adunat pe ucenici, le-a dat pâine, a zis, mâncați toți din ea. A făcut un lucru care până atunci toți, vă dați seama, când a spus acest cuvânt, toți, a lărgit, nu au intrat numai evrei, am intrat și noi. Slavă Domnului! Când a spus, beți toți din paharul acesta, nu au intrat numai cei prezenți de față, am intrat și noi. Și astăzi putem să ne aducem aminte, să stăm în prezența Domnului, să ne aducem aminte pentru lucrarea pe care a făcut-o atunci, că este valabilă și astăzi. Și acest sânge are putere să te curățească și să mă curățească. Și această pâine care s-a frânt și care este trupul Domnului, s-a frânt pentru păcatele tale și păcatele mele. Și în seara aceasta aș vrea să venim cu mulțumire înaintea Lui, să-I spunem, Doamne, Tu meriți toată slava, toată cinstea și toată lauda. Și vreau ca jertfa Ta de pe cruce să fie întotdeauna pentru mine aducerea minte că Tu ești Mântuitorul meu. Plecând din locul acesta, vreau să ținem minte că Dumnezeu a făcut lucru cel mai mare pentru omenire, a ne împăca cu Dumnezeu. Din cauza păcatului nostru, care stătea între noi și Dumnezeu, eram priviți ca păcătoși. Dar prin acest sânge al Domnului Iisus Hristos, astăzi avem intrare în Sfinta Sfintelor și putem sta în prezența Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Aș vrea în continuare să ne ridicăm în picioare. Nu de alta, dar cred că dacă aș continua să vorbesc în continuare, aș uita motivul pentru care... Aș vrea să nu uitați nici voi de ce ne-am ridicat în picioare. Ne-am ridicat ca să ne aducem aminte că Domnul nostru este glorios, că Domnul nostru este măreț, că El este Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Și așa vreau să fie și în rugăciunea aceasta care o facem acum. Vreau să-L onorăm pe El cu închinarea noastră, cu rugăciunea noastră, cu mulțumirea noastră, cu tot ceea ce vom face noi în seara aceasta. Și nu doar să ne aducem aminte, să-L celebrăm pe Domnul nostru așa cum se cuvine. Amin. Tată care ești în ceruri, Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta, Doamne, înaintea tronului Tău de har și de...